142 de locuri de muncă sunt disponibile pentru șomerii din județul Sălaj în săptămâna 25-31 martie, se arată într-un comunicat emis de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj. Potrivit ofertei Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Sălaj, în domeniul construcțiilor sunt disponibile 68 de locuri de muncă, astfel că sălăjenii interesați au cele mai mari șanse să fie angajați. Dintre acestea, 30 de locuri sunt destinate persoanelor care vor să se angajeze ca zidar. În domeniul serviciilor există 39 de locuri de muncă, dintre care 20 se adresează persoanelor care vor să ocupe un post de agent de vânzări, în timp ce pentru posturile de redactor, inginer sau economist figurează un singur post. Oferta continuă cu industria confecțiilor, unde există 35 de locuri de muncă disponibile, 10 vizează funcțiile de muncitor necalificat și confecționer, asamblor, articole textile. Sălăjenii interesați de ocuparea unui loc de muncă se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.